Pentru al doilea an la rând, mulți dintre românii plecați la muncă în străinătate își vor petrece Paștele departe de casă și de cei dragi. Unii dintre ei și-au anulat călătoria în ultima clipă din cauza restricțiilor impuse, așa că s-au resemnat și trimit bani și pachete. România a actualizat recent lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat, iar printre acestea sunt multe dintre statele în care trăiesc comunități mari de români. Acești copii își vor petrece Paștele departe de bunici. Locuiesc cu părinții în Franța, una dintre țările aflate pe lista galbenă, adică ar trebui să intre în carantină dacă vin acasă. Din cauza restricțiilor, deplasările sunt limitate la 10 km și mai nou și frontiera cu Germania, de unde familia a încercat să zboare ca să ajungă în România. Copiii suferă extrem de mult, că și-ar fi dorit așa de mult să petreacă sărbătorile învierii cu bunicii, cu verișorii, cu mirosul de cozonaci, cu slujbele de la biserică. Departe de cei doi copii va sta anul acesta și Cristi. Lucrează de mai bine de 10 ani în Suedia, iar drumul spre casă este foarte costisitor, la fel și testele COVID, necesare la intrarea și ieșirea din țară. Preferă să trimită banii familiei de sărbători. Nici nu știe exact ce teste mai vor, stai, nu stai în carantină. În Suedia, când ajungi pe aeroport, aici, dacă nu vii în timpul de 48 de ore, practic, stai în aeroport acolo, nu știu, dormi pe bănci. Și cei peste un milion de români stabiliți în Italia duc dorul cozonacului proaspăt scos din cuptor și al meselor îmbelșugate. Temerea cea mai mare este că ar putea, într-un fel sau altul, să îmbolnăvească pe cei bătrâni și atunci preferă să se protejeze stând la distanță. Pachetele nu vor lipsi nici dacă vii personal, trebuie să vii cu cadouri, pentru că e tradiția. Rămâne în continuare și posibilitatea ca foarte mulți să trimită bani celor dragi. Singurii care pot veni fără probleme sunt românii stabiliți în Marea Britanie, pentru că nu se află în zona galbenă și nu trebuie să stea în carantină. Acasă este cel mai frumos loc din lume. Fericirea, împlinirea pe care o simți când aterizezi și cred că toți banii din lume nu pot schimba bucuria pe care o simți când aterizezi pe țara ta. Românii care locuiesc în străinătate și vor să afle informații despre condițiile de călătorie în România găsesc lista actualizată a țărilor galbene pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică, dar și pe site-urile aeroporturilor. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.